Captură impresionantă de articole pirotehnice, polițiștii gorjeni au săltat din trafic un bărbat și l-au reținut pentru 24 de ore după ce l-au prins că deținea în autoturism mai multe petarde și artificii. Polițiștii orașului Târgu Cărbunești l-au identificat în trafic pe tânărul de 27 de ani din orașul Târgu Cărbunești, iar cu ocazia efectuării controlului autovehiculului au fost identificate două sacoșe în care se aflau materiale pirotehnice, respectiv 379 de petarde, 16 emițătoare luminoase, minoase, artificii și baterii de artificii cu 16, 19 și 36 de focuri. Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență, deținere și transport pentru produsele pirotehnice identificate în autoturism. Acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor, în cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, faptă pentru care cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj. Începând cu data de 25 noiembrie, la nivel național a debutat acțiunea Foc de Artificii, iar la nivelul IPJ Gorj au fost desfășurate 37 de acțiuni, fiind confiscate 162 de kilograme de materiale pirotehnice deținute sau transportate ilegal. De asemenea, polițiștii au întocmit șapte dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.